doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem titlurile acestei ediții. Returii au fost luați la rost de primarul capitalei pentru neregulile depistate în parcurile din oraș. Asta este prima, ultima, următoarea va fi cu demisie din funcție. În mai puțin de o lună, copiii vor putea frecventa din nou grădinițele. Între timp, autoritățile vin cu investiții semnificative pentru dotarea instituțiilor. Detalii la știri. Toamna ne va aduce vești bune. În Rusia va începe vaccinarea în masă împotriva COVID-19, iar preparatele urmează să ajungă și în Moldova. Noi planuim că уже более широкое, но все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи. Она произойдет больше на октябрь месяц. Ministerul Sănătății anunță alte 120 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în țara noastră după efectuarea 673 de teste de laborator. Dintre acestea, cele mai multe au fost depistate în Bălți, Chișinău și regiunea transnistreană. Astfel, bilanțul celor infectați a ajuns la 25.482 de cazuri. Totodată, în ultimele 24 de ore, alte 126 de persoane s-au tratat de noul coronavirus și au fost externate. Astfel, bilanțul celor vindecați ajunge la aproape 18.000. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 437 de bolnavi sunt internați în stare gravă, din care 41 sunt conectați la aparate de respirație. Prim-ministrul țării se arată îngrijorat de numărul de cazuri care se află într-o creștere constantă. Potrivit demnitarului, pe lângă riscul sănătății publice și cheltuielile bugetare sunt extrem de mari. În acest sens, premierul cheamă oamenii la responsabilitate. În afară de riscul sănătății de viață pentru cetățeni, ne provoacă mari, mari cheltuieli bugetare. Noi și vineri am alocat aproape 10 milioane de lei suplimentare iarăși la, pentru medicii infectați. Săptămâna viitoare iarăși urmează să mai alocăm bani. Deci noi consumăm bani publici foarte mari, care eu sunt sigur nu ar fi necesar de cheltuit dacă am avea o mai mare responsabilitate cu toții. Deci eu încă o dată îndemn pe toții să respecte regulile sanitar-epidemiologice. Cu regret, în ultimele 24 de ore, alte 9 persoane au pierdut lupta cu viața, astfel numărul celor decedați a ajuns la 800. Guvernul și primăriile din țară se pregătesc să redeschidă școlile și grădinițele din 1 septembrie. După ședința tradițională de luni a conducerii țării, premierul Ionchicu a declarat că autoritățile își doresc reluarea procesului de studii conform regulamentului anunțat de Ministerul Educației și Comisia pentru Sănătate Publică. În acest scop au fost deja alocate 50 de milioane de lei, bani destinați pentru dotarea instituțiilor. Sperăm că o să deschidem de la 1 septembrie atât instituțiile preșcolare, cât și cele de învățământ general. Am avut chiar sâmbătă o discuție cu colegii la guvern și în vederea procurării materialelor de protecție, mă refer aici în primul rând la dezinfectante, la cele dozatoare, dar și termometre pentru fiecare instituție, pentru fiecare clasă. Deci în aceste scopuri este necesar de alocat peste 50 de milioane de lei, fapt pe care îl vom face. Între timp, autoritățile locale, inclusiv cele din capitală, anunță despre controlele inițiate în instituțiile preșcolare și despre încheierea cât mai urgentă a lucrărilor de reparație. Altă situație este pregătirea instituțiilor către noul an școlar. La fel sunt făcute controle la tot ce înseamnă pregătirea instituțiilor cu privire la dotarea cu dezinfectanți și cele necesare pentru evitarea infectării. Au în continuare loc reparații în toate instituțiile. Vă avertizez că cine va face economii pe sănătatea copiilor, cine vor face economii pe calitatea lucrărilor, vor fi sancționați și în caz că vom acolo dovezi, vor fi demiși unii conducători. Reiterez, Direcția Educației, vă rog frumos, sub control strict toate reparațiile, tot ce se face în instituțiile educaționale. Și nu de Doamne să aud cum s-au întâmplat cazuri pe care le vom verifica că au fost supracosturi sau că lucrările au fost făcute prost și necalitativ. Școlile și grădinițele din țară au fost închise în data de 11 martie, cu o săptămână înainte de anunțarea stării de urgență provocată de noul coronavirus.
Autoritățile sunt gata să reevalueze decizia de sistare a activității piscinelor, însă doar după ce vor vedea respect și responsabilitate din partea antreprenorilor. O decizie în acest sens ar putea fi luată de Comisia pentru Sănătate Publică la sfârșitul acestei săptămâni, însă nu înainte ca spațiile de agrement să fie verificate repetat de reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și ai Ministerului Sănătății. Activitatea piscinelor a fost sistată vineri 31 iulie, după ce pe parcursul unei singure săptămâni Ministerul de Interne a documentat 344 de contravenții privind nerespectarea regulilor, dintre care în 76 de cazuri este vorba despre localuri de agrement. Printre neregulile depistate se numără amplasarea necorespunzătoare a meselor și șezlongurilor, suprafețe nedezinfectate sau lipsa soluțiilor speciale. Din păcate, în acea perioadă scurtă de când s-au redeschis în aceste obiective, nu se respectă nicicum regulile și sanitare epidemiologice. De aceea, la propunerea ANSP, colegilor de la Ministerul Sănătății, Comisia a luat această decizie. Decizia a stârnit nemulțumirea proprietarilor de piscine și zone de agrement, iar unii dintre ei au avut tupeul să sfideze deschis regulile instituite de autorități. Astfel, proprietarul unei piscine din Anenii Noi, cu denumirea simbolică Corona, nu doar că și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, dar a invitat toți locuitorii și vizitatorii raionului Anenii Noi să vină să chefuiască la piscină. Noi vom activa chiar dacă cineva care stă prin birouri și este departe de realitate ne-a interzis, a anunțat într-un mod sfidător proprietarul piscinei. Contactat de colegii noștri, autorul postării și-a schimbat opinia de acum câteva zile, declarând că îndemnul său se referea doar la plajă și băuturi răcoritoare și în niciun caz la încălcarea legislației. Până la urmă, mai puțin a fost, spunem că a fost refuz. Îndemnul meu a fost, în primul rând, ca oamenii să vină totuși la piscină, mă, să bronzeze, să consume ceea ce noi am procurat. Companiile distribuitoare de marfă, nimeni nu vor să ia marfa înapoi. Și noi și alți proprietari de piscine s-au investit sute de mii de lei în toată marfa care a fost procurată. Potrivit premierului, dacă doresc să activeze în continuare, patronii și administratorii localurilor de agrement vor fi nevoiți să lase eschivările și să respecte necondiționat prevederile impuse de lege. Patronii, administratorii acestor localuri să înțeleagă riscurile date și să ia măsurile de protecție cetățenilor. Nu exclus că la cele obiective unde nu se respectă regulile vor fi sistate activitățile, fie individual, fie pe tot sectorul. Antreprenorii care vor încălca măsurile de protecție contra noului coronavirus vor fi sancționați cu amendă de până la 75.000 de lei. După ce autoritățile au interzis activitatea tuturor piscinelor, oamenii au găsit alternativă și au luat cu asalt plajele râurilor și lacurilor din țară. Deși sunt de părere că acasă și acasă sunt locuri frumoase unde te poți odihni bine, majoritatea oamenilor recunosc faptul că le este dor de o vacanță în străinătate. În aceste condiții, proprietarii de pensiuni cu bazine spun că a scăzut considerabil numărul de clienți și sunt gata pentru a se conforma tuturor condițiilor, doar pentru a putea activa din nou așa ca înainte. Deși e început de săptămână, plaja de la Vadul lui Vodă e plină de oameni dornici de o bălăceală. Acest bărbat a venit la Nistru împreună cu soția și copiii. Așa, normal. Dar totuși ați prefera o vacanță? Cred că da. De ce? E mai bine pe ștufătare. Apa e caldă și curată, ne-au spus cei pe care i-am întâlnit de dimineață pe plajă. E dimineață aici. Asta e salvarea noastră, Nistru. Fiindcă Ucraina a închis și mai multe granițe sunt închise. Eu cred că aici e bine, frumos. Da, apa e limpede, bună. Tot bine ca și sâmbătă vin mai mulți. Dar așa, cum vedeți. Totul sunt mulțișori. E bună, caldă. Nu, e vară, e caldă afară. Lumea lucrează, trebuie să undeva să odihnească, să relaxează undeva. Mult locuri avem frumoase unde trebuie și trebuie să ne ducem, să ne odihnim, să ne știm țara noastră unde noi trăim. Unii au recunoscut că totuși le este dor de o evadare la munte ori la mare. Nu mai am venit. Ne odihnim foarte bine, încercăm să ne odihnim. Am venit cu nepoțaie. Trebuie să scoatem undeva nepoțaie. V-ați planificat anul ăsta o vacanță sau nu? Până când nu. Vă temeți totuși? Până când da. Acasă nu chiar aer curat. Totuși ați prefera o vacanță? Numai decât. La pensiunile din apropiere însă aproape că bate vântul. Uneva 10 cazări deja au fost anulate. Sunt oameni care las cazările
doar cu condiția că o să meargă la plajă. De această părere este și Nicolae Matasare, administratorul unei alte pensiuni din zonă care dispune de bazin pe teritoriu. Bărbatul spune că a respectat toate condițiile impuse de autorități pentru a împiedica răspândirea noului tip de coronavirus, a cazat până acum doar în jur de 50 de persoane, cât constituie capacitatea pensiunii și i-a verificat minuțios pe fiecare. Antreprenorul este dispus să se conformeze regulilor și mai departe și cu nerăbdare așteaptă noi relaxări ale autorităților. Noi am avut deja două controale, la care noi am respectat absolut toate cerințele, am separat șezlongurile, dezinfectăm șezlongurile fiecare 2-3 ore. Nu primim persoane din stradă, doar bazinul lucrează nu ca unitate aparte comercială, doar pentru cei care scazează pe teritoriul bazei. În cadrul ședinței tradiționale cu cei din conducerea țării, premierul Chicu a precizat că situația din sector va fi evaluată de responsabili în următoarele zile pentru a se asigura că toți operatorii respectă normele impuse, iar ulterior activitatea bazinelor ar putea fi din nou permisă. Pe parcursul săptămânii acestea, ANSP, colegii de la minister, vor evalua încă o dată situația, vor discuta individual cu fiecare din aceste locuri de agrement, astfel încât să se asigure că se respectă regulile date, au toate condițiile de diminuare a riscurilor și în aceste condiții vom putea reveni la această decizie de sistare a activității. Precizăm că activitatea piscinelor a fost sistată din data de 1 august ca urmare a unei sesizări venite din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe motiv că pe teritoriu nu erau respectate normele de siguranță pentru a împiedica răspândirea noului tip de coronavirus. Noi zile caniculare, anunță meteorologii, începând de miercuri, la mijlocul săptămânii vom avea maxime de până la 34 de grade în sudul țării, dar începând de joi, acestea se vor extinde pe tot teritoriul țării. Vremea toridă se va menține până la sfârșitul săptămânii, în acest context fiind instituit cod galben de caniculă valabil până pe 9 august. În partea de nord a Moldovei vom avea la amiază în medie 32-33 de grade, iar în centru și sud vor fi 34-35 de grade Celsius. Nici nopțile nu vor fi răcoroase, minime ajungând la 20-23 de grade în toată țara. În această săptămână nu sunt prognozate nici precipitații. Săptămâna viitoare însă se anunță a fi mult mai răcoroasă, maximele coborând până la 29 de grade Celsius. Pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliță, va rămâne fără salariu pentru luna iulie. Mustrarea vine după ce vineri, edilul capitalei a mers în parcul Valea Trandafirilor pentru a vedea cum decurg lucrările de renovare a spațiilor verzi, iar acolo a găsit mai multe gherete instalate ilegal. El i-a dat termen pretorului să le evacueze cel târziu până astăzi, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Potrivit lui Ion Ceban, aceasta e ultima avertizare cu care vine în adresa pretorului sectorului Botanica. În cazul în care funcționarul va mai admite și alte abateri, el riscă să fie demis, a precizat primarul. Rog direcția juridică să pregătească pentru pretura sectorului Botanica, pretorul sectorului Botanica, mustrare în acest sens. Asta este prima, ultima, următoarea va fi cu demisia din funcție. Pentru faptul că aceste lucruri au degenerat așa cum le-am văzut eu vineri. Rog Direcția Resurse Umane împreună cu juriștii să facă tot posibil ca pretorul sectorului Botanica să rămână fără salariu pentru lume. Cu o mustrare similară s-a ales și pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, pentru că tolerează parcatul ilegal, în special în zonele parcurilor, în pofida faptului că acest lucru a fost interzis prin regulamente de către Primăria Capitalei. Pretorul din sectorul Buiucani să rămână fără jumătate de salariu pentru luna iulie. Am tot vorbit despre parcări pe carosa, pe trotuare, în zona parcurilor și tot sâmbătă și duminică mi s-a raportat că nu se face nimic în această privință. Dacă pretorii în continuare spun că nu reușesc, sunt vicepretori, care la fel au această responsabilitate. Tot în cadrul ședinței primăriei, pretorul sectorului centru, Pavel Rusu, s-a ales cu o avertizare pentru faptul că în mai multe cartiere din Chișinău sunt zone în care muncitorii încă nu au evacuat grămezi întregi de frunze, rămase încă din toamna trecută. Guvernul de la Chișinău va relua în această săptămână negocierile cu Federația Rusă pentru obținerea creditului de 200 de milioane de euro destinat pentru acoperirea deficitului bugetar. Echipa de negociatori va fi condusă de ministrul finanțelor, Sergiu Pușcuța.
Discuțiile vor fi reluate în urma unei decizii aprobate vineri de executiv. Anterior, premierul Ion Chicu a precizat că cele 4 miliarde 160 de milioane de lei sunt deja prevăzute în buget și în cazul în care acești bani nu vin, Republica Moldova va avea dificultăți la acoperirea deficitului bugetar. Amintim că la sesizarea deputaților din opoziția parlamentară, Curtea Constituțională a declarat ilegal acordul semnat de Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la contractarea unui credit de 200 de milioane de euro. În urma unei înțelegeri dintre președintele Igor Dodon cu omologul său rus Vladimir Putin, părțile au decis renegocierea împrumutului. De asemenea, șeful cabinetului de ministri a declarat că în luna septembrie urmează să fie debursată și prima tranșă de 50 de milioane de euro din cele 100 oferite de Uniunea Europeană. Iar pentru a doua tranșă, Republica Moldova urmează să îndeplinească 6 condiționalități pe care sunt incluse în memorandumul care de asemenea a fost aprobat în ședință de guvern. Acordul de împrumut cu UE a fost ratificat vineri 31 iulie. La prima ședință a Parlamentului din cadrul noii sesiuni, proiectul urmează să fie adoptat. Autoritățile anunță că mai multe comisii speciale formate în teritoriu încep evaluarea pagubelor și pentru cerealele din grupa a doua, în special porumb și floarea soarelui, astfel încât în cel mai scurt timp fermierii să poată primi ajutor de la stat. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu după ședința tradițională de luni a conducerii țării. Este clar că pe un mare teritoriu, pe un bun teritoriu a țării, și porumbul, și floarea soarelui, și alte culturi semănate în primăvară sunt o parte compromisă totală, o parte foarte esențial afectate. Deci facem și evaluare pentru această grupă ca ulterior să venim cu alocări suplimentare pentru a acoperi și acest prejudiciu, această pierdere. În acest context, autoritățile propun și majorarea primei de asigurare din bugetul de stat. De la 50 la 70%, sperăm ca agricultorii să facă uz de acest instrument, ori în condițiile de riscuri crescânde climaterice, agricultorii trebuie să orienteze la piața asigurărilor, să se asigure și respectiv să, în caz de asemenea cataclisme, asemenea secete, să poată primi suport sau recuperarea daunelor de la asigurători. Precizăm că guvernul a aprobat vineri regulamentul cu privire la modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei în ceea ce privește culturile din grupa 1, printre care și grâul. Premierul Ion Chicu a declarat că cele 300 de milioane de lei alocate în acest scop urmează să fie distribuite agricultorilor pe parcursul lunii august. Vor fi despăgubiți fermierii care au suferit pierderi din cauza secetei în proporții de 60% și mai mult la recolta de grâu, orz și rapiță. De asemenea, alocații vor fi acordate și pentru pagubele înregistrate în urma căderilor de grindină. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor lansează de astăzi un nou proiect destinat combaterii corupției. ANSA a pus în aplicare linia anticorupție la numărul unic de telefon 022-290-800. Noul serviciu va fi funcțional datorită unui ordin semnat de directorul general al ANSA, Vladislav Cotici. În acest sens, responsabilii desemnați din cadrul instituției vor fi obligați să ofere persoanelor care vor sesiza diferite cazuri de încălcare a legislației răspunsuri complete la întrebările ce vizează codul de conduită, normele de etică și deontologie, eventuale manifestări de corupție, influențe necorespunzătoare admise de funcționari publici, inclusiv angajații ai ANSA. Scopul acestui serviciu este de a spori transparența în activitatea instituției. În peste 1000 de localități din țară au loc lucrări de reparație a drumurilor. Acestea ar putea fi date în exploatare până în 10 octombrie. Subiectul a fost abordat la ședința de astăzi de la președinție. Printre primele localități care deja au beneficiat de programul Drumuri Bune este și comuna Seliște din raionul Orhei, acolo unde 600 de metri de drum deja au fost reabilitați. Pentru reparația drumului din comuna Seliște, statul a alocat 1.300.000 de lei. Lucrările au ținut aproape 2 săptămâni, iar astăzi a avut loc ultima etapă de turnare a asfaltului. În câteva zile urmează să fie făcute și lucrările de acostament. Primarul comunei spune că programul guvernamental Drumuri Bune este unul foarte util, întrucât drumurile de prin satele Moldovei sunt într-o stare deplorabilă. Este foarte util că populația din sate e foarte rău, adică drumurile din sate sunt foarte rele și prin programul acesta, dacă ar fi
și mai departe să continuăm, ar fi foarte bine. Vrem să facem în perspectivă o unit două sate, Lucașeuca și Selește, care face parte Lucașeuca tot din comuna Selește, că pe viitor să dăm drumul la o rutieră, să margă pentru populație să aibă acces la autobuz, la rutieră. Bucuroși de schimbare sunt și localnicii, care își amintesc cu groază de starea drumului de până acum. Așa e bine, era rău. Era rău, era nestvor, să iesă cu apă, Doamne ferește, testinești. Amu e bine, e bine, atunci era rău, dar amu e bine, poți mergi și copii și altceva. Foarte bine, nu avem să zicem. Înainte era foarte rău, acum e super. Vă închipuiți că nu se gropi, mergeți pe, cu mașina chiar. Da, acum e foarte normal. Și strada Valeriu Cupcea din orașul Orhei este reabilitată prin programul Drumuri Bune. Compania de construcție responsabilă dă asigurări că în câteva zile strada va fi dată în exploatare, iar calitatea lucrărilor este garantată. Zidlina 280 metri, ширина от 6 metri до 8,30 idiot. Zis drojna odejda будет pisoc, șebeni 28 cm și 2 sloi asfalta, 6 cm și 4 cm. Oamenii din zonă speră că odată cu reconstrucția străzii să dispară și mașinile de mare tonaj, care din totdeauna au distrus asfaltul. Dacă amuie se repară și dacă s-ar repara cum trebuie, în primul rând, al doilea rând, mașinile să nu margă pe izdrum, s-ar păstra. Dar așa ne strică mașinile de tonaj mare. Doamne, ferești, strașnică era drumul aici. Nici nu putem ia ca pisii drumuri, bine, nu ne putem duce acolo, copiii ca pe jos, să dărma mâle, cioarnă, strașnică era. Premierul Ion Chicu a declarat că toate drumurile reparate din țară sunt strict monitorizate și se urmărește ca lucrările să fie efectuate conform tuturor standardelor de calitate. Acolo însă unde se depistează neregularități, companiile responsabile urmează să remedieze situația. În mare majoritatea cazuri am văzut că standardele de calitate se mențin. Sunt și cazuri când avem semnale de nerespectare a standardelor de calitate. În primul rând, la sud am avut două sectoare. Acolo se remediază lucrurile și mai departe vom monitoriza procesul de asigurare a calității reparației drumurilor. Și drumurile naționale au intrat în reparație. În prezent, drumul Sărăteni-Bălți se află în plin proces de reabilitare. Drumul național Criva-Bălți urmează să fie reconstruit complet anul viitor. Pentru surse de finanțare, guvernul poartă negocieri. Suntem la o etapă foarte avansată de negocieri cu Banca Europeană de Investiții pentru ca drumul Criva-Bălți să fie lansată reconstrucția, reparația imediat anul viitor, cum se finalizează, zicem, perioada de iarnă. Potrivit premierului, costul estimativ de reconstrucție a traseului Criva-Bălți ar fi de peste 130 de milioane de euro. Șeful statului Igor Dodon a prezidat prima ședință a Comisiei pentru Reforma Constituțională, formată recent în baza unui decret. La prima întrunire au participat foști președinți ai Curții Constituționale și foști magistrați. De asemenea, au venit și experți în dreptul constituțional. Șeful statului a vorbit despre importanța modificărilor care urmează să fie inițiate în contextul în care timp de 10 ani s-au înregistrat numeroase cazuri de interpretare liberă sau extensivă a unor prevederi ale legii supreme, dar și utilizarea Curții Constituționale ca instrument politic, ceea ce a provocat situații de criză. Șeful statului a enumerat în acest sens blocajele constituționale din perioada 2014-2020 în relațiile președinție-guvern-parlament, traseismul politic și problemele de securitate națională. Igor Dodon mai pledează și pentru introducerea în Constituția unei prevederi speciale privind politica externă echilibrată a țării. Totodată, Igor Dodon mai vrea și ca în legea supremă să fie stipulate clar atribuțiile și statutul Curții Constituționale și Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia de a crea o astfel de comisie a fost luată în cadrul unei întrevederi cu foștii președinți ai Curții Constituționale, Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere. Andrei Năstase, președintele Partidului Demnitate și Adevăr, nu-și dorește alegeri prezidențiale la toamnă. Politicianul susține că în cazul în care epidemia provocată de noul coronavirus nu va ceda, scrutinul ar trebui amânat. Declarația a fost făcută pentru un portal media. Dacă în interesul cetățeanului este să se desfășoare alegerile exact la data din 1 noiembrie, atunci se desfășoare. Dacă interesul țării, al cetățenilor, a viitoarelor generații este ca aceste alegeri să se mute la 1 decembrie sau la 1 așa, asta se facă.
Mandatul președintelui țării expiră în data de 23 decembrie. Șeful statului a fost cel care a propus ca alegerile să aibă loc mult mai devreme, adică în data de 1 noiembrie, pentru a combate miturile, precum că președintele ar fi cel care intenționat tergiversează acest proces. Я думаю, что это важное решение, потому что мы должны дать четкий сигнал, что нынешняя власть не собирается затягивать мандат президента. Понимаю, что есть риски, что осенью будет второй этап, либо вторая волна пандемии коронавируса. Поэтому мы решили провести их 1 ноября. Я очень надеюсь, что ситуация осенью нам позволит провести эти выборы. În data de 21 mai, 50 de deputați au stabilit data alegerilor pentru 1 noiembrie. Opoziția a fost împotrivă și a insistat ca scrutinul prezidențial să aibă loc mai devreme. Igor Dodon a câștigat alegerile în toamna anului 2016, atunci când, în al doilea tur, a învins-o pe Maia Sandu. Odată cu începutul pandemiei, internetul a fost inundat la propriu de mii de excursii virtuale. Dacă dorești, cu doar câteva clicuri poți merge la Louvre, la Orheiul Vechi sau pe Marele Recif de Corali. Și dacă tot sunt în trend excursiile virtuale, Centrul Național Anticorupție a hotărât să fie și el în top. Astfel a apărut filmulețul în care conducerea CNA își prezintă activitatea, dar și condițiile în care sunt reținuți cei care au călcat strâmb și au ajuns în izolator. Filmulețul a apărut în cadrul proiectului Tinerii împotriva corupției, care a reunit peste 100 de elevi și studenți din toată țara și reprezintă un ghid în detalii a unui loc pe care e mai bine să-l vizităm virtual. Aici este stația sonoră pentru trafic. Îți vă arăt. Aici aveam stații de legătură pentru unitate de gardă în caz se întâmplă careva probleme. Acest sunet locuitorii capitalei l-au auzit de nenumărate ori. Totul pentru că toate cazurile de corupție sunt destul de frecvente. Anume, cu aceste auto speciale dotate conform celor mai înalte standarde sunt transportați suspecții din izolatorul CNA spre sălile de judecată. În Dubiță sunt instalate 3 camere de luat vederi prevăzute pentru o persoană și, desigur, locul pentru persoana care escortează bănuitul. Pentru securitate, ofițerii au un pistol. Acesta este mai mic, pentru mobilitate mai mare. Aceasta este o vestă antiglonț, dotat cu 4 buzunare. Deci, acesta este un pistol, Glock 9-19 la fel. În caz că se termină cartușul la arma semi-automată, putem să luăm cartuș de aici. Suspecții mai puțin norocoși care nu au putut rămâne în libertate pe timpul anchetei sunt aduși în izolatorul Centrului Național Anticorupție. La intrare, clienții sunt verificați vizual și amplasați într-un box special cu dimensiunea de circa 2 metri pătrați, unde își așteaptă rândul pentru a fi interogat. Aici, suspectului îi este înmânat actul de reținere și sunt luate amprentele. În celule avem 4 locuri, 4 locuri amenajate, respectiv sunt și scările care oferă comoditate persoanelor să urce și să coboare de la nivelul 2. Celulele sunt amenajate într-așa fel ca să ofere condițiile minime garantate, inclusiv aerul condiționat, inclusiv WC-ul izolat și respectiv, pe lângă toate cele, este iluminat prin fereastră. Pe masă putem vedea câteva cărți, o tablă de șah, un aparat de radio și, desigur, un ceainic electric. Puțin mai într-o parte, chiuveta și blocul sanitar. La dorință, reținuții pot chiar să facă sport, curtea nu prea mare fiind amenajată cu câteva aparate sportive, totul corespunzător standardelor internaționale. Cu toate acestea, e mai bine să nu ajungi aici, așa că tinerele generații au fost educate că fenomenul corupției distruge societatea. Șeful Centrului Național Anticorupție i-a îndemnat pe toți participanții la această excursie virtuală să devină cetățeni responsabili. Voi sunteți cei care de acum puteți să fiți promotorii culturii integrității și a anticorupției în societate și model de cetățean conștient care veți contribui la respectarea principiilor unui stat de drept și prosperarea țării. În 2019, în izolatoarele CNA au ajuns peste 500 de persoane. În plin sezon estival, sărbătorii anunță noi campanii de prevenire a necurilor, asta în condițiile în care, de la începutul acestui an, echipajele din țară au constatat 54 de victime, inclusiv 5 copii. Recent, acțiuni de informare din partea angajaților Inspectoratului pentru situații de urgență au avut loc pe malurile lacurilor și râurilor din mai multe localități din raionele Cahul, Soroca, Căușeni, Cantemir, Taraclia și municipiul Chișinău.
Astfel, peste 60 de persoane au fost instruite cum să respecte măsurile de prevenire a necurilor în preajma celor 16 bazine acvatice din 8 localități din raionul Căușeni. Acțiuni similare au avut loc în Dumbrăveni, Vădeni și Pârlița din raionul Soroca. Iar în sudul țării, în weekend, au fost instruite 345 de persoane din 9 localități din raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia, fiind împărțite 316 pliante. Totodată, sâmbătă și duminică, angajații IGSU au informat peste 150 de persoane care se odihneau în preajma lacului de la porțile orașului din Chișinău, acolo unde în ultimele luni au avut loc mai multe cazuri tragice. Salvatorii au comunicat cetățenilor despre riscurile în cazul nerespectării regulilor de comportament pe apă și despre acordarea primului ajutor în cazul unei situații de nec. Mai mult, persoanele au fost informate că scăldatul pe timp de caniculă nu se recomandă. În perioada estivală, oamenii sunt rugați să evite aflarea pe malurile bazinelor acvatice nedotate cu stații de salvare, iar adulții sunt îndemnați să-și monitorizeze strict copiii. Totodată, cetățenii au fost chemați să nu consume alcool în timpul odihnei. Tragedie în Dubăsari, un bărbat de 33 de ani a murit înnecat în Nistru. Deși pe malul râului erau mai mulți oameni veniți la odihnă, nimeni nu a văzut momentul tragediei. Mai târziu, salvatorii au găsit corpul victimei la o distanță de 700 de metri de locul unde i-au rămas lucrurile personale. Urmează alte informații pe scurt. Un tânăr de 19 ani din satul Congaz și-a găsit sfârșitul pe șosea. Acesta conducea o motocicletă, iar într-un moment de neatenție s-a tamponat cu un autoturism. La volanul mașinii era un tânăr de 23 de ani din satul Svetlâi. Potrivit poliției, motociclistul era în stare de ebrietate. El a murit pe loc. Iar un alt șofer de 23 de ani, care la fel a urcat băut la volan, a accidentat doi adolescenți care mergeau pe marginea străzii. Accidentul a avut loc ieri seara pe o stradă din orașul Cahul. Cei doi copii de 14 și 16 ani au fost loviți în plină viteză, iar șoferul a fugit de la fața locului, lăsându-i să zacă în drum. Ulterior, acesta și-a abandonat mașina la câteva străzi de la locul accidentului. La scurt timp, polițiștii l-au găsit pe făptaș un tânăr de 23 de ani din satul Slobozia Mare. Cazul este cercetat penal. Hoț în serie reținut de Poliția Capitalei. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani din Strășeni care are la activ mai multe furturi din 3 case și apartamente. Potrivit anchetei, hoțul acționa noaptea și a comis furturile în perioada 29-31 iulie. În două cazuri, proprietarii nu erau acasă, iar în cel de-al treilea, stăpânul dormea. Individul a reușit să sustragă telefoane, notebook-uri și alte lucruri de preț. Prejudiciul comis a fost estimat la 18.830 de lei. Infractorul, care nu este la prima abatere de acest gen, și-a recunoscut vina. Bărbatul riscă amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau detenție de până la 4 ani. Un locuitor al capitalei de 34 de ani s-a pomenit fără mașina sa de lux, după ce s-a dovedit că aceasta era în căutare internațională. Automobilul a fost furat în Polonia, iar până la clarificarea tuturor circumstanțelor și a proprietarului legal, mașina a fost confiscată. Șoferul, la rândul său, spune că nu era la curent că mașina a fost furată și nu a avut nicio problemă la traversarea frontierei. Și un tânăr din Cricova s-a trezit fără mașină după ce a lăsat-o la spălătorie. Suspectul este chiar cel care urma să-i spele automobilul, un tânăr de 24 de ani, căreia proprietorul automobilului i-a dat cheile. Revenit după mașină, șoferul nu și-a mai găsit-o. Pentru că nici angajații spălătoriei nu știau nimic, acesta a chemat poliția. Făptașul și-a recunoscut vina. El le-a spus oamenilor legii că doar a vrut să se plimbe puțin. Acum însă el riscă până la 67.500 de lei sau detenție de până la 3 ani. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile la ora 21, urmăriți buletinul în limba rusă. Vă reamintesc că știrile noastre pot fi accesate și pe paginile Primul Moldova de pe rețelele de socializare. Să aveți o seară liniștită, la revedere!